Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați, vă spun ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV. Vă așteptăm și acolo, bineînțeles, și în fața micilor ecrane, știu că ne urmăriți și vă mulțumim pentru acest lucru. Anul acesta este unul extrem de dificil din punct de vedere politic, dar și administrativ, pentru că sunt alegeri, avem alegeri, este un an cu care nu ne prea întâlnim atât de des, pentru că avem europarlamentare, alegerile locale, prezidențiale și parlamentare. Începem cu cele locale și europarlamentare, pentru că ele au fost comasate și, după cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile. Toată lumea va trebui, în mod normal, să se prezinte la vot. Astăzi discutăm despre județul Hunedoara, discutăm despre modul în care sunt realizate sau au fost realizate unele lucruri, dar și viziunea pe care o au cei care își doresc să ocupe această funcție de președinte al Consiliului Județean Hunedoara în viitor. Astăzi, alături de mine, este domnul Marius Mane, candidatul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Județul Hunedoara este unul, sau cel puțin era până la un moment dat, unul destul de înfloritor, destul de bine privit la nivelul întregii țări. Să nu uităm că am avut aici o industrie destul de împărțită așa în întreg județul. Au fost mii, poate zeci de mii de familii care aveau un loc de muncă sigur, care nu ducea cumva grija zilei de mâine. Lucrurile s-au schimbat în ultimii 20 și ceva de ani, pentru că au fost închise foarte multe fabrici, uzine, minele din Valea Jiului și, din păcate, nu mai suntem în top în clasamentul celor mai bine cotate, să spunem, județe din țară. De ce am ajuns să asistăm totuși la un declin din acest punct de vedere, în condițiile în care în continuare mai avem hunedoreni care sunt nostalgici atunci când vine vorba despre aceste vremuri care au ridicat foarte mult județul și țara până la urmă. Județul cred că a avut un profil destul de neechilibrat din punct de vedere industrial. Cel puțin în județul Hunedoara au fost zone așa numit monoindustriale și aici putem aminti Hunedoara, Călan, Valea Jiului și Brad, fiecare cu activități specifice. Aceste industrii referitoare la metalurgie, la extracția cărbunelui, odată ce au fost închise, orașele au decăzut din punct de vedere economic. Noi și Consiliul Județean ar fi un prim obiectiv prin care să reușim să revigorăm aceste zone, în mod deosebit Valea Jiului, zona Călanului, Bradului. Hunedoara parcă a început să se mai miște în ultima perioadă, dar dacă nu vom face tot ceea ce depinde de administrația județeană care să poată încuraja investitorii de toate genurile să chiar și administrațiile locale și administrațiile contribuie locale, tot, substanțial atunci când vine vorba. Dar eu aici făceam referire la faptul că foarte multe probleme sunt din cauza drumurilor care nu sunt, cum să spun eu, într-o stare în regulă pentru a putea ca cei care vin să-și dezvolte afacerile să poată să vină pe niște căi de comunicații care să nu le afecteze structura lor de transport, în așa fel încât atât la aprovizionare și cât și la distribuirea mărfurilor lor să poată avea siguranța că pot să aibă căi de comunicații în regulă. Totodată, e necesar ca la nivelul județului, având în vedere că avem la nivelul județului Hunedoara două centre universitare puternice și cunoscute, cum e cel din Petroșan și cel din Hunedoara, să încercăm să pregătim oamenii în așa fel încât cei care intră pe piața muncii să se specialitățile să fie corelate cu nevoile și cererile din actuala configurație economică.
totodată este nevoie ca la nivelul județului să putem reduce decalajele între urban și rural prin investiții și modernizarea drumurilor, prin extinderea rețelelor de apă, canalizare și a rețelelor de gaz, care au început o parte din ele, dar celelalte sunt în curs de licitație. Sperăm că în cel mai scurt timp se vor materializa aceste proiecte și vor reuși să acopere nevoile cetățenilor. Am fost, de exemplu, în zone, începând din nordul județului până în sud, în care oamenii se plângeau că n-au apă curentă. Suntem totuși în secolul 21 și un element de bază în igienă și în viața de zi cu zi este apa. Și din păcate această problemă se regăsește și în mediul urban. Sunt orașe în care sunt unele străzi care, în care nu este introdusă rețeaua de apă, canalizare. Chiar în Deva, fiind consilier municipal, am avut discuții și dispute, să zicem, pe această temă, având în vedere că am văzut în ultima perioadă o campanie puternică de astea de asfaltare care nu ține cont de viitoarele lucrări de reabilitare a rețelei de apă și canalizare. Rețele de apă și canalizare care, cel puțin la apă, recunoscute fiind pierderi de 47% din ceea ce se distribuie. Aici faceți referire la asfaltările care se desfășoară se în această perioadă în municipiul Deva. Da. Și practic va urma să fie o porțiune, nu toată, dar o porțiune din aceste zone vor trebui refăcute ca urmare a reabilitării rețelelor de alimentare cu apă. În ședință am întrebat și au zis că nu vor interveni decât atunci când va fi trecută perioada de garanție. Ori perioada de garanție la lucrări de reparație și întreținere este de un an de zile. Adică cred că nu e oportun să faci asemenea investiții doar pentru campania electorală, să arăți oamenilor că ai făcut și tu ceva, doar pentru a fi votat, cu toate că ulterior știi că banii ăștia din ei se vor duce pe apa sâmbete sau, mă rog, vor arăta străzile din nou toate ciopărțite și făcute. Din păcate suntem cumva obișnuiți în ultimii ani să asistăm la astfel de lucrări bine primite de către cetățeni, pentru că într-adevăr și unele unele străzi trebuie asfaltate pentru ca și infrastructura rutieră să fie una potrivită, să spunem, dar asistăm la acest lucru greu de înțeles. Asfaltăm astăzi și, cum spuneți noastră, peste câteva zile sau luni spargem e cazul acestei facem alte lucrări. Lucrări care nu se mai termină, pista de biciclete care a început dintr-un cap în altul al orașului, care putea fi făcută etapizat și nu cu soluțiile care au fost date, dar aici discutăm deja de o chestiune de proiectare care trebuia să fie luată în calcul la momentul când din postura de consilier local, da, ați ridicat aceste probleme de nenumărate ori, le-am explicat, da, știți cum e, cu o floare, și acum nu sunt eu floare, dar cu o voce nu se face primăvară. Dar totuși sunteți specialist, adică cunoașteți foarte bine acest domeniu, nu? Da, am înțeles din punctul meu de vedere că vor ține cont de părerile noastre, dar din ceea ce văd pe teren, totul se duce pe apa sâmbete. Adică orice intervenție, ei încearcă să aducă, cum să spun eu, să acopere gunoiul sub preș. Se vede clar că investiția este compromisă, dar să sperăm că până la urmă cei care vor merge la vot vor vedea și vor ști ceea ce trebuie să facă în viitor pentru a-și alege oameni care, într-adevăr, să fie dedicați urbei și cetățenilor și nu pentru alte interese. Vorbeați puțin mai devreme despre aceste zone monoindustriale care nu mai prea există, din păcate, în județul Hunedoara, dar ce punem în loc? Pentru că viața merge mai departe, trebuie să ne adaptăm cumva și acestui secol, pentru că spuneați mai devreme, iată, nu avem apă, canalizare în multe localități, multe străzi din marile orașe din județul Hunedoara, dar viața merge mai departe.
parte și trebuie să găsească și autoritățile județene și cele locale soluțiile necesare pentru ca acest județ să nu stagneze sau să nu facă mai grav doi pași în spate. Din acest punct de vedere, care ar putea fi județul, nu știu, poate salvatorul economic, da, județul al județului. Nostru are un potențial turistic și cultural deosebit și foarte multe obiective turistice care ar putea fi, cum să spun, puse în valoare cu condiția ca, bineînțeles, Consiliul Județean prin Direcția de Investiții să țină cont de zonele turistice și să dezvolte investiții care să poată pune în valoare aceste zone turistice. Zone turistice care sunt destul de puțin folosite, având în vedere că structura drumurilor și zonele de acces sunt oarecum precare. Sunt zone turistice, și mi-am notat aici câteva dintre ele, foarte cunoscute, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, care este în Deva. Dar aici nu cred că e o problemă de acces, dar aceste zone turistice, mă refer, foarte cunoscute, trebuie puse în valoare printr-o promovare la nivelul județului, astfel încât ele să poată fi prinse într-un circuit, cum ar fi Castelul Corvinului, Muzeul Aurului din Brad, Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie, Muzeul Mineritului din Petroșan, Casa Muzeu Avrameancu din Baia de Criș, numeroase vestigii arheologice pe care le avem. Și aici județul Hunedoara are din nou o greutate, pentru că este unul dintre cele mai bine cotate la nivel național din acest punct de vedere. Chiar avem aici cu ce să ne mândrim, doar că trebuie să vedem și cum, de fapt, autoritățile să găsească soluțiile optime pentru a pune în valoare și mai mult aceste vestigii. Printre acestea putem enumera colonia Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmi Segetuza, fosta capitală a Daciei, cetatea din Deva, cetatea de la Mălăiești, cetatea Orăștioare, cetatea Răchitova, Biserica Sfântul Nicolae din satul Densuș, una dintre cele mai vechi biserici cunoscute pe teritoriul României. Mai avem numeroase rezervații naturale, printre care Parcul Național Retezat, Parcul Național Grădiștea Muncelului și Cioclovina, Geoparcul Dinozaurului din Țara Hațegului, lacuri naturale care de asemenea pot să primească, să zicem, în zonele lor turiști, unde avem, pot să meargă lacurile Bucura, Zânoaga, exact, Ana, lacul Ia, lacul Galeș, tăul dintre Braz, lacurile de acumulare de la Gura Apei și lacul Cinciș, câteva locuri de pelerinaj, cum sunt Mănăstirea Prislop și Mănăstirea Crișan, și acestea cred că sau ar fi util să fie promovate la nivel național și să fie, cum spuneam, organizate trasee turistice tematice pentru turiștii care vizitează acest județ. Practic ne lipsește acel circuit turistic în județul Hunedoara, pentru că ne-ați enumerat și nu sunt toate încă obiectivele pe care le putem vizita în județul Hunedoara. Lista ar putea fi foarte lungă. Mi-am pregătit cele un mai importante, exact. Pentru că e foarte greu să... acest circuit turistic și eu până de în prezent n-am se văzut. Se poate face totuși. Da, nu știu care este modul în care cei de la dumneavoastră conducerea administrației poate mai mult în acest sens. Eu cred că Consiliul Județean trebuie să devină un reper al administrației publice și să reușească prin flexibilizarea și eficientizarea acestor activități din cadrul Consiliului Județean ca toate acestea să devină cumva prioritare, pentru că nu putem dezvolta un județ stând pe loc și așteptând ca lucrurile să meargă de la sine. Ca un deziderat pentru tot ceea ce eu mi-am propus ar fi simplificarea la nivelul administrației județene a birocrației prin digitalizare,
respectarea legalității, a tot ce înseamnă decizii care se iau în Consiliul Județean, să se facă pentru marile investiții, consultarea cetățenilor, să se stabilească la nivelul Consiliului Județean pentru toți angajații indicatori de performanță care să pună în mișcare pe fiecare din angajați în așa fel încât să fie conștienți că trebuie să contribuie primordial la dezvoltarea județului, pentru că stând doar la muncă și așteptând să vină ziua de mâine fără să avem niciun rezultat, nu vom putea să progresăm. Spuneți că este obligatoriu să avem cumva o eficientizare mai mare și din punct de vedere birocratic, dar și al organizării poate în ceea ce privește pe angajații. Exact. Acolo am înțeles că sunt câteva probleme legate de modul în care funcționează Consiliul Județean. N-am intrat foarte în detaliu. Eu am cerut printr-o persoană care face parte din Consiliul Județean niște date și informații legate de transparența decizională pe legea 544/2001. Mica șmecherie pe care au folosit-o a fost că după 10 zile ne-au dat un răspuns că mai au nevoie de încă 30 de zile ca să ne prezinte, răspunsurile la întrebările pe care le-am transmis. Sunt în termenul legal, nu? Păi dacă îți dă la prima un răspuns că mai are nevoie de încă 30, n-ar trebui, pentru că răspunsul trebuia dat în maxim 30 de zile și atunci 10 plus 30 fac 40 de zile, dar ai primit un răspuns în cele 30 de zile pe care legele, cu toate că prin această legislație nu există nici măsuri coercitive decât dacă te adesezi instanții, dar nu asta cred că e soluția pentru a putea informa cetățenii despre ceea ce se întâmplă acolo. Sunt și lucruri bune pe care nu le contestă nimeni, dar cred că cei care conduc administrația trebuie să fie persoane asumate și să recunoască, da, domnule, am făcut aia, dar n-am reușit să facem lucrurile astea. Și să și motiveze. Sunt convins că nu președintele Consiliului Județean sau nu doar el se face vinovat de, chestiuni de neîmplinire a unor investiții sau nerealizarea unor investiții în cadrul județului. Dar asta depinde de fiecare persoană în parte. Spuneați puțin mai devreme că există decalaje în ceea ce privește mediul rural și mediul urban. De ce credeți că noi tot vorbim și noi și cei din cadrul autorităților locale și județene de foarte mulți ani de faptul că și la sat ar trebui să avem aceleași utilități, același confort, să spunem, la fel ca și în mediul rural. Doar că în continuare urban. Spuneți că la fel ca în mediul urban, exact. Doar că spuneți în continuare există sau simțiți cumva că există decalaje poate prea mari în ceea ce privește unele zone din decalajele județ, acestea, de ce? Decalajele astea, după părerea mea, au fost create din cauza unei strategii greșite pornite la nivelul județului și această strategie cred că nu o elaborezi astăzi și te aștepți ca ea să fie valabilă 10 ani de zile. Acolo îți prioritizezi activitățile pe următorii 10 ani, dar eu cred că anual această strategie trebuie actualizată în funcție de nevoile care apar de fiecare dată și în fiecare an pot să apară urgențe și priorități. O mare parte din aceste strategii au fost elaborate la vremea respectivă, ținând cont de o anumită situație dată la vremea când a fost elaborată acea strategie și funcție și de interesele, cred, ale celor care conduceau și conduc încă Consiliul Județean. Se știe foarte bine că județul Hunedoara e un județ destul de roșu,
Bun, asta este până la urmă voința cetățenilor, că n-a putut să ajungă e roșu. E vorba de alegerea oamenilor, da, exact. Da, decât prin voința cetățenilor exprimate la vot. Noi credem că în viața politică și în orice altă activitate trebuie să existe un echilibru. În momentul când ai dat putere doar unui singur partid sau unui singur om, se creează acest dezechilibru în politică și fiecare consideră că este stăpân pe o moșie care de fapt e a noastră, a tuturor. De aceea e bine, din punctul meu de vedere, repet încă o dată, ca cetățenii să țină cont de faptul că atunci când vor face o anumită alegere, să existe un echilibru, adică să existe și o parte care la un moment dat să-l poată tragă de mânecă pe cel care conduce, să-i spună, domnule, stai că nu-i chiar așa cum vrei tu, uite, lumea mai are și alte opinii și alte moduri în care văd dezvoltarea acestui județ. Și acea persoană să poată să țină cont și de părerea celor mai puțini vizibil acum. Sperăm noi din ce în ce mai vizibil după aceste alegeri. E important ca oamenii să fie hotărâți, să vadă dacă lucrurile pe care și le doresc sunt în continuare de culoare roșie sau vor să facă o schimbare, repet încă o dată, care să poată menține în echilibru puterea în județ și decizia pe care administrația județeană o poate lua în anumite chestiuni legate de dezvoltarea acestui județ. Lăsând puțin la o parte funcțiile pe care le aveți și cea de consilier local și activitatea profesională pe care o aveți, vă întreb ca simplu cetățean al acestui județ, sunteți mulțumit de ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră, de poate transparența autorităților județene, publice, care este așa sentimentul pe care îl aveți atunci când vă gândiți la toate aceste aspecte și când vă uitați așa în jurul dumneavoastră, mai ales în ultima perioadă când ați luat la pas serios întregul județ. Da, având în vedere că chiar am început să merg în localitățile în care am fost prezent alături de colegii mei candidați la primăriile din fiecare UAT, începând din zona Vața, Ilia, Zam, Hărău, în zona Aninoasa, am umblat până acum și am încercat să iau pulsul de la firul ierbii, cum se spune, să am un dialog deschis cu puls? Cetățenii. Eu cred că cetățenii... Sau cel din birou. Nu, în birou poți să ai niște informații, dar dacă nu reușești să iei legătura cu cetățenii, acum nu poți să iei legătura cu toți cetățenii, dar cu cei care i-am întâlnit în târguri, pe stradă, în comune, în diferite zone, fiecare și-au exprimat la un moment dat un punct de vedere pe care a trebuit să îl discut și să găsim cumva un răspuns care să-i mulțumească, pentru că am văzut, de exemplu, chiar acum două zile am fost la ZAM și am avut o discuție cu câțiva cetățeni de acolo. Mi-a spus, domnule, comuna noastră e vitregită, nu avem peste tot apă potabilă. E foarte greu să poți să trăiești decât cu apa care uneori seacă în fântână, nu avem medic de familie, adică asistența medicală în zonă nu există. De fiecare dată când apare vreo problemă urgentă, trebuie să apeleze la 112 să vină salvarea pentru cazuri majore care să îi ducă la un centru UPU unde să primească asistența medicală necesară. Sunt și probleme pe care oamenii ar dori să le rezolve la nivelul comunei, cel puțin, pentru că nu toate sunt urgențe. Dar ceva se întâmplă și modul în care autoritățile județene, și aici vorbim atât de partea de administrație a județului, cât și celelalte instituții care concură la această
nevoie de asigurare asistenței medicale, cred că ar trebui să se întrunească și să găsească soluții pentru toți cetățenii, că fără sănătate nu cred că putem face mai nimic, adică un om bolnav nu se poate munci, un om bolnav nu se poate produce. Și să nu uităm că în mediul rural majoritatea sunt seniori, au deja o vârstă destul de înaintată, iar accesul la un spital, poate, nu știu, dacă vorbim de comuna Zam, să vină la Deva sau la Hunedoara, este destul de dificil în condițiile în care unii probabil nici transport public local nu au, nu beneficiază de acest lucru. Și problema transportului public interjudețean este o problemă destul de importantă, care trebuie într-un fel rezolvată. Am înțeles că sunt ceva proiecte, să sperăm că vor fi reușit să și facă finanțarea lor, pentru că la un moment dat au pierdut și acum au trebuit să fie repuse pe tapet pentru alte fonduri, pe o altă perioadă. Nu vorbim doar de ZAM, vorbim că acum câteva zile, o săptămână în urmă, am fost la Călan, oraș care nu are decât o unitate de primire urgențe care funcționează de luni până vineri, de un program de dimineață de la 8 la 15, după ora 15 până dimineața. Oamenii nu au un medic la care să apeleze în cazul unor probleme care, să zicem, că nu necesită urgență, pentru că după orele de program am înțeles că funcționează la nivelul orașului o ambulanță, dar pot să fie două, trei cazuri și atunci un medic poate să prioritizeze problemele legate de urgențe sau de acordarea unui tratament care nu necesită deplasarea pacienților în zona unor spitale, cum ar fi Simeria sau Hunedoara. Și acolo noi am propus, pentru a putea rezolva această situație, un centru de permanență care să fie constituit din mai mulți medici de familie care să asigure această permanență prin rotație. Și permanența asta se asigură între ora 16 și 8 dimineața, exact când se pot întâmpla cazuri de diferite, cum să spun eu, gravități sau mai puțin grave, în care omul poate să apeleze la un medic, pentru că sunt specialist, dar medic de familie, nu de medicină de urgență, pentru că sunt medici de familie, dar care pot acorda o asistență medicală minimă pentru a putea rezolva cerințele oamenilor. Adică până povestea unul din locuitori că până a venit ambulanța, la un moment dat au trecut vreo 40 de minute. Aici putem discuta și de probleme care țin de, eu știu, câteva secunde sau minute, în care cineva de specialitate trebuie să intervină pentru a salva viața unui om sau unui copil sau orice persoană care are nevoie de o asistență medicală. Și revin la întrebarea mea. Sunteți mulțumit, dumneavoastră, eu, ca simplu personal, cetățean al acestui județ? Personal, dacă aș fi fost mulțumit, cred că nu m-aș fi implicat în politică și aș fi lăsat ca cei care conduc administrația județeană și locală să-și continue activitatea, pentru că ar fi avut rezultate. Din punctul meu de vedere, cred că rezultatele pentru mine, cel puțin, nu sunt mulțumitoare și încerc, prin ceea ce mi-am propus să fac, să aduc o stare de echilibru, de bunăstare, până la urmă, că toată lumea asta dorește să aibă o stare de bine pentru tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi. Curățenie, investiții care să atragă, până la urmă, investitori pentru locurile de muncă, toate chestiunile legate de curățenie, toate chestiunile legate de modul în care fiecare dintre noi dorim să ne petrecem, cum spuneam, în activitățile astea turistice, timpul liber, să avem unde să putem să ne recreăm pentru a putea face față cerințelor în zilele lucrătoare. E destul de greu
politica e cum e, ca să nu spun... Cum e politica, cum domnule Mane? Cum e politica, destul de controversată din punctul meu de vedere. N-am făcut politică, sunt de profesie inginer și m-am axat mai mult pe chestiunile, cum să spun eu, concrete în realizarea lucrurilor. În politică trebuie să ai, cum să spun, posibilitatea să negociezi și să poți să rezolvi prin capacitățile de negociere și de înțelegere a cetățenilor problemele acestora. E destul de dificil, da. Acest an 2024 să faci politică, domnule Mane? E destul de dificil, pentru că văd așa pe scena politică o întărsătură destul de ne la locul ei, adică s-au aliat cei din PSD cu cei din PNL, care la un moment dat se duelau. Au mai fost la un moment dat mână de mână, să ne amintim, da, de acel USR. Văd această colaborare sau comasare, cum îi spun ei acum, pentru a-și menține scaunele, privilegiile. Nu cred că au fost făcute aceste comasări în interesul cetățenilor. Tot ce își doresc ei în continuare, să rămână la putere pentru a putea să își ducă mai departe nevoile de bunăstare. Nu proiectele, domnule Mane. Și proiectele, dar proiectele astea cumva sunt ușor, cum să zic eu, duse într-o poveste, că eu vreau să rămân primar pentru că trebuie să duc în continuare proiectele. Păi proiectele poți să le duci indiferent în ce partid ești, având în vedere dacă faptul că banii ăștia publici trebuie cheltuiți în folosul cetățenilor, nu în folosul partidelor sau în folosul anumitui candidat la primărie. Nimeni nu cred că se duce să obțină o viață, o funcție publică pentru interesul propriu. Acolo de-aia și spune publică. Trebuie să te dedici cu totul celor pentru care te-ai dus să ajungi pe această funcție de conducere și de decizie, fie că este la Consiliul Județean, fie că este în cadrul unui UAT. Deci, cei care spun chestia asta aruncă, cum să spun eu, pentru naivi praf în ochi, că dacă nu e acolo, nu primește bani. Atâta timp cât fondurile europene nu se dau pe povești și se dau pe proiecte concrete, în momentul când un proiect îndeplinește condițiile, nu există să nu fie finanțat de fondurile europene. Și pentru s-a că dovedit se face... că acolo unde administrația a fost una performantă, indiferent de culoarea politică pe care o are respectivul primar, acele fonduri au fost alocate, proiectele au fost demarate, mare parte dintre ele finalizate, așadar contează foarte mult și calitatea. Calitatea umană și a echipei cu care își dorești să faci lucruri de acest fel pentru comunitate. Nu cred că cineva se duce acolo, doar eu cel puțin nu mi-am propus să ajung mare, eu știu, bogătaș, ca să o spun direct pe nume, din politică. Am o familie, am o casă, ce-mi trebuie, sunt din punctul meu împlinit. Și atunci această luptă, această luptă ați intrat? Încerc să reprezint oamenii cu care am început acest proiect politic, oameni cu care am reușit să iau legătura pe teren, pentru că mulți dintre ei, acum nu chiar toți, dar mulți dintre ei mi-au spus, domnule, trebuie să vină un lider sau un conducător care să ne reprezinte și pe noi, nu doar pe cei care au bani, nu doar pe cei care au interese. Eu cred că AUR are această menire și poate, prin oamenii pe care i-au propus să candideze, să furnizeze această nevoie de schimbare pe care, de frică, mulți nu și-o exprimă în public, dar într-o discuție de asta unul la unul, cum se spun, oamenii, liberă, la firul ierbii, cum spuneați dumneavoastră. Într-o discuție liberă, oamenii își doresc cu adevărat. De ce? Pentru că apar povestea asta cu electoratul captiv și ce înseamnă acest electorat captiv, toți cei angajat în instituțiile de stat, în primării, care la un moment dat spun, domnule, nu pot să fac o mișcare, că dacă află șeful, mă dă afară, sau o dă afară pe fiică mea sau pe
maică mea sau pe taică mea, fiecare în poziția în care poate oamenii... fi o administrație județeană, locală, performantă, dacă avem astfel sau prea multe astfel de cazuri în care sunt angajate familii întregi, poate nu neapărat în baza unui CV foarte greoi, să spunem, ci pe alte considerente. Da, poate fi performantă acea administrație? Nu poate fi o administrație performantă și nu este de dorit ca în cadrul unei administrații, indiferent de ce nivel, comunal, orășenesc sau județean, să fie implicată, să spunem, toată familia. Pentru că la un moment dat, dacă se întâmplă restructurări și se dorește, cel puțin declarativ, la nivel național, ca să se schimbe și partea de organizare a județelor, să se schimbe și partea OAT-ului, reformă exact, și, pentru că o comună serioasă care să poată să se autosusțină, să aibă de la 5.000 de locuitori în sus, dăm exemplu cel mai concret, comuna Bătrâna cu vreo 70-80 de locuitori. Și acolo, am înțeles, sunt primarul, mătușa, vărul, ceva angajați, nu vreau să intru în detaliu, dar cred că nu așa trebuie făcută administrația și oamenii trebuie să înțeleagă faptul că dacă într-adevăr vor performanță, trebuie să promoveze oameni de specialitate, oameni care să poată să ducă aceste reforme la bun sfârșit. Vine aur cu acești specialiști? Noi, cel puțin la nivelul județului, ne-am format o echipă. Sperăm că dacă cetățenii ne vor acorda încrederea, să putem și dovedi ceea ce am spus și promovat în această emisiune. Dar totul depinde de modul în care cetățenii vor vota și vor hotărâ că e nevoie de o schimbare sau cel puțin de un echilibru în decizia politică la nivelul județului, mă refer eu acum strict legat de persoana mea. Altfel, cred că vom continua aceleași probleme și nu cred că ar fi nimerit ca după alegeri să ne trezim că s-au prezentat 30-35% sau 40% din cetățeni la vot și să vină să își exprime nemulțumirea pentru cei lanți 6, să zicem 4 din 10, 6 nu se duc la vot. Și atunci vor apărea oamenii nemulțumiți. Îi voi întreba, domnule, dar în ziua votului unde ai fost? Ți-ai exprimat vreo dorință? Acum, că e roșie, că e galbenă, că e verde, că e albastră, n-are importanță, dar prezența lor la vot este foarte importantă pentru ca diferent cei care... de opțiunea pe care exact, eu o au. Exact. Pentru ca cei care vor fi reprezentativi să fie aleși cu o majoritate din rândul alegătorilor, pentru că am avut cazuri când au ajuns primari cu 30%, 35% din alegători, ceea ce nu e firesc. Și atunci ceilalți care au stat acasă îi văd pe Facebook exprimându-și nemulțumirile și nu înțeleg. Vrei să faci o schimbare, vrei să faci ceva, indiferent în ce direcție, dar prezintă-te la vot, ai această putere odată la 4 ani și dacă nu reușești să ți-o exprimi, într-un fel sau altul, noi zicem că ar fi soluția de aur, dar fiecare în cabina de vot este stăpân pe ștampilă și pune acolo unde crede. Dar e important ca acea prezență să fie și acoperită de votul final care să fie reprezentativ pentru tot ce înseamnă orice OAT. Probabil că această concluzie ați tras-o și în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu oamenii, pentru că în ultimii ani, în ultima perioadă, s-au tot făcut unele sondaje, iar interesul tinerilor, spre exemplu, este destul de scăzut atunci când vine vorba despre alegeri, despre a-și exercita acest drept. Cum credeți că vor aborda hunedorenii anul acesta? Eu am avut o discuție și nu una, am avut mai multe discuții cu tinerii și din cei care m-au abordat mi-au spus că sunt sătui de actuala clasă politică, adică din actuala clasă politică aflată la butoane, cum se spune, și că și-ar dori niște lideri care într-adevăr să facă o schimbare.
cel puțin cei cu care m-am întâlnit îmi spuneau că sunt hotărâți să se prezinte la vot. Deci pe mulți, practic, furia îi îndeamnă. Furia, probabil, și nemulțumirea pe care și-au exprimat-o. Mă rog, nu comentez fiecare părere a cetățeanului, dar oamenii, cel puțin cei tineri, își doresc să facă o schimbare. Repet, schimbarea o decide ei în cabina de vot. Dar modul în care sunt abordați și pensionari, am avut o discuție cu o doamnă în vârstă care îmi spunea, zice, domnule, dar știți, cei de la PSD ne-au mărit pensia. I-am explicat doamnei printr-un simplu calcul. Doamnă, nu v-au mărit-o, v-au indexat-o. Și vă dau un simplu calcul. Dumneata ai pensie 1000 de lei, un personaj are 10.000 de lei. 13,8% reprezintă pentru cel care are pensia de 10.000 de lei 1380 de lei. Dumneata primești 138 de lei. Deci mărirea pensiei, de care se spune, care de fapt e indexare, e mult mai mare la ăsta decât ai dumneata după ce ți s-a indexat pensia. Ești mulțumită de modul de calcul? Păi nu e bine așa. Păi dacă nu e bine, în continuare crezi că vei primi mai mult? Acum, din discuțiile cu unii specialiști și din București și de la noi de aici, se pare că această mărire care și-o doresc toți în septembrie nu prea va avea loc, sau și dacă va avea, nu va fi în sus, va fi pentru foarte mulți în jos. Cred că vor fi deși amânate. Deși declarau că nu va scădea nicio pensie. Da, e o părere, s-ar putea să nu am eu toate informațiile, dar am impresia că toate aceste măriri vor fi amânate pentru luna ianuarie a anului viitor, până când vor vedea ce fel de alegeri vor fi făcute în decembrie, când sunt alegerile parlamentare. Oamenii tot timpul au fost amânați pentru a-i ține în șah și a le cere votul. După ce vor fi puși tot cei care sunt acum pe scaun, dacă, bineînțeles, alegătorii nu vor avea o altă opinie, vor avea surpriza să vadă că nu s-a schimbat mare lucru, mai ales că prețurile care sunt acum ținute sub control de guvern la energie, la gaz, la combustibil, la benzină, la orice, vor exploda după alegerile astea și eu sper să fie mai ales și vestea că cei de la țară nu vor mai putea să se încălzească cu lemne de foc, va fi o mare problemă. De unde vor avea oamenii bani să-și cumpere pompe de căldură sau, eu știu, sisteme electrice? Poate vor veni autoritățile publice, locale, județene, și mă îndoiesc, cu în acest sens soluții. Asta, da. Da, este strictă părerea dumneavoastră, aceasta pe care v-ați exprimat-o. Sigur, da. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în septembrie și în ceea ce privește pensiile românilor, implicit ale hunedorenilor. Mai avem, cred că, vreo 2-3 minute din această emisiune, așa ca o concluzie asupra întregului tablou atunci când vine vorba despre județul Hunedoara. Vă rog, domnule Mane. Concluzia este că invit toți alegătorii din acest județ să prezinte la vot și să-și exprime încă o dată modul în care doresc ca acest județ să se dezvolte prin alegerile pe care o vor face. Repet încă o dată, trebuie să fie o alegere conștientă, în așa fel încât ei să aibă încredere în persoanele pe care le vor vota. Pentru că, zic eu, neschimbând nimic, nu vom avea nici așteptările că se va schimba ceva în viața lor și dacă ei sunt mulțumiți și noi cu toții suntem mulțumiți de ceea ce se întâmplă, cred că, exact cum spuneam unui interlocutor, domnule, păi de ce să mă mai trezesc, că iară trebuie să mă pun în pat să dorm. Și atunci, cred că nu e cazul să nu avem o activitate între momentul în care ne trezim și momentul în care ne ducem la odihnă. Trebuie să facem totul pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoți, în așa fel încât
să încercăm să facem o schimbare. Nu o să reușim să facem o schimbare peste noapte, este foarte clar. Deși când oamenii au aceste așteptări ca lucrurile să se întâmple peste noapte, da. Și asta și din cauza faptului că au așteptat foarte mulți ani să vadă totuși că, nu știu, strada le este asfaltată, că au apă, au canalizare, iar această așteptare deja nu mai... Răbdarea lor e la capăt, cum se spune, și nu pot să vină cu soluții și nici politicienii care sunt acum nu pot să vină cu soluții de-astea magice în care de mâine se schimbă totul. Părerea mea că prima schimbare, și nu e o chestiune de alegeri locale, ci de ce urmează la Parlament, țara asta trebuie să schimbe legislația privind răspunderea magistraților și răspunderea ministerială. Adică în momentul și coborând până la răspunderea primarilor și a președinților de Consiliu Județen, în momentul când ai luat o decizie și de acea decizie nu este conformă și are probleme, fiecare pentru ceea ce a semnat să răspundă. Altfel, totul o să fie așa o poveste, nu-i de vină că nu știa, că, ba, să știți că în general toți cei care conduc și semnează anumite decizii știu despre ce e vorba, că e în folosul cetățenilor sau în folosul unor anumite interese de grup sau de partid. E o altă discuție. Aici justiția trebuie să-și facă datoria. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Vă mai așteptăm pentru a vă mai exprima până la urmă punctul de vedere cu privire la ce ar trebui să însemne de fapt județul Hunedoara, care sunt proiectele pe care le și propuneți în perioada următoare. Să ne revedem cu bine, domnule Mane. Vă mulțumesc, o zi bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!